De ce? De Lev Nicolaevici Tolstoi. 1. În primăvara anului 1830, sosi la moșia strămoșească a lui pan Iacevski, Rojanca, unicul fiu al răposatului său prieten, tânărul conte Iosef Migurski. Iacevski era un bătrân de 65 de ani, lat în umeri și piept, cu fruntea mare și mustăți lungi, cărunte, pe fața ei roșie cărămizie, un patriot din vremea celei de-a doua împărțiri a Poloniei. În tinerețe luptase cu Migurski tatăl sub steagul lui Kosciusko și ura cu toată puterea sufletului său de patriot pe desfrânata apocaliptică, cum o numea el pe Ecaterina a doua, și pe mărșavul ei amant, trădătorul Poniatovski. Credea în întregirea Recii Pospolitei, Republicii Polone, așa cum credea în timpul nopții că dimineața va răsări din nou soarele. În 1812 comandase un regiment în cadrul armatelor lui Napoleon, pe care îl adora. Pieirea lui Napoleon îl amărâ, dar el nu-și pierdu speranța și își păstră credința în reîntregirea Poloniei, fie și într-o formă mutilată. Deschiderea seimului în Varșovia de către Alexandru I dădu aripi speranțelor lui, dar Sfânta Alianță, reacțiunea din întreaga Europa, despotismul lui Constantin îndepărtau înfăptuirea sacrei lui dorințe. Notă: Constantin Pavlovici, 1779-1831, mare duce, fratele țarului Alexandru I, împuternicitul special al acestuia pentru problemele poloneze. Închei nota editorului. În 1825, Iacevski se stabili la țară și locuia în Rojanca sa, fără să plece nicăieri, trecându-și timpul cu gospodăria, vânatul și citirea ziarelor și scrisorilor, cu ajutorul cărora urmărea totuși cu patimă evenimentele politice din patria sa. Era însurat de a doua oară cu o nobilă săracă și frumoasă, căsnicia aceasta însă era nefericită. El nu o iubea și nu o respecta pe această a doua nevastă a lui, o socotea o povară și se purta cu ea urât și grosolan, de parcă ar fi vrut să se răzbune pe ea de greșeala pe care o făcuse însurându-se a doua oară. De la nevastă sa de-a doua nu avea copii. De la prima însă avea două fete. Cea mai mare, Vanda, o fată frumoasă și falnică, care își cunoștea valoarea frumuseții și se plictisea la țară, și cea mică, Albina, favorita tatii, o fetișcană vioaie și subțirică, cu părul blond și cârlionțat, cu ochii mari albaștri strălucitori, așezați departe de rădăcina nasului, la fel ca ei lui taică său. Albina avea 15 ani când sosi Iosef Migurski. Acesta și înainte, pe când era student la Vilno, unde stătea în timpul iernii familia Iacevski, le făcea vizite și făcea curte Vandei. Acum însă, ca om în toată firea și independent, era prima oară că venea la ei în sat. Sosirea tânărului Migurski făcu plăcere tuturor celor de la Rozanca. Bătrânului îi făcea plăcere venirea lui Iosef pentru că îi amintea de prietenul său, Migurski, tatăl, de vremea când erau amândoi tineri, și pentru că fiul povestea cu aceeași înflăcărare și plin de cele mai trandafiri speranțe despre frământările revoluționare nu numai din Polonia, dar și din străinătate, de unde sosea chiar atunci. Paniei Iacevska îi plăcea pentru că în prezența oaspeților bătrânul Iacevski se stăpânea și nu mai ocăra pentru toate cele, cum făcea de obicei. Vanda se bucura de venirea lui, fiindcă era convinsă că Migurski venise anume pentru dânsa, cu intenția de a o cere în căsătorie. Ea se pregătea să-și dea consimțământul, dar avea de gând, cum își spunea singură, lui tenir la drage ot, să nu-i acorde ușor acest lucru. Albina era bucuroasă pentru că toți ceilalți se bucurau. Și nu numai Vanda era încredințată că Migurski venise cu intenția să o ceară în căsătorie. La fel gândeau toți cei din casă, începând cu bătrânul Iacevski și sfârșind cu Doica Ludvica, deși nu spunea nimeni nimic despre aceasta. Și acesta era adevărul. Migurski venise cu această intenție, însă după ce stătuse o săptămână, stânjenit și indispus de ceva, plecase fără să-și facă cererea în căsătorie. Toți erau mirați de plecarea lui neașteptată, dar nimeni, în afară de Albina, nu înțelegea cauzele ei. Albina știa că ea era pricina acestei plecări ciudate. În tot timpul șederii lui Migurski la Rozanca, dânsa băgase de seamă că el era deosebit de tulburat și vesel numai când era cu ea. Se purta cu ea așa cum te porți cu un copil. Glumea cu ea, o necăjea, dar ea,
Cu instinctul ei feminin, simțea că purtarea lui față de ea nu era comportarea unui om mare față de un copil, ci a unui bărbat față de o femeie. Ghicea aceasta în privire admirativă și în zâmbetul duios cu care o întâmpina când intra în odaie și o urmărea când ieșea. Nu-și dădea limpede seama ce însemna aceasta, dar felul lui de a fi față de ea o înveselea și, fără să vrea, se străduia să facă tot ce îi plăcea lui. Dar lui îi plăcea tot ce făcea ea. Și de aceea, în prezența lui, ea făcea tot ce făcea cu o deosebită însuflețire. Lui îi plăcea cum se lua ea la întrecere cu ogarul lor frumos, care sărea pe ea și îi lingea fața strălucitoare și îmbujorată. Îi plăcea când, la cel mai mic prilej, începea să râdă cu un râs limpede și molipsitor. Îi plăcea cum, neîncetând să râdă vesel numai din ochi, își lua o înfățișare serioasă în timpul predicii plictisitoare a preotului. Îi plăcea cum, cu o extraordinară naturalețe și foarte caragios, o imita când pe bătrâna Doică, când pe vecinul lor bețiv, când pe însuși Migurski, trecând într-o clipă de la imitarea unuia la imitarea celuilalt. Dar mai ales îi plăcea bucuria ei intensă de a trăi. Părea că abia acum descoperise tot farmecul vieții și se grăbea să se bucure de ea. Îi plăcea această deosebită bucurie a ei de a trăi, iar bucuria aceasta de a trăi creștea și se intensifica, tocmai fiindcă ea știa că acest lucru îl încântă. Și de aceea numai Albina știa de ce Migurski, care venise cu intenția să ceară în căsătorie pe Vanda, plecase fără să o ceară. Deși nu s-ar fi încumetat să spună nimănui lucrul acesta și nici Sie însăși nu și-o spunea limpede, în fundul sufletului ei, ea știa că el se crezuse îndrăgostit de sora ei, dar se îndrăgostise de ea, Albina. Ceea ce de alminter o mira foarte mult, ea socotindu-se cu totul neînsemnată în comparație cu inteligenta, culta și frumoasa Vanda, dar nu putea să nu știe că așa stăteau lucrurile și nu se putea împiedica de a se bucura de acest fapt, fiindcă ea însăși se îndrăgostise din tot sufletul de Migurski, iubindu-l așa cum iubești întâia oară și numai odată în viață. 2. La sfârșitul verii, ziarele aduseră vestea revoluției de la Paris. Îndată după aceasta începură să sosească vești despre frământările de la Varșovia. Iacevski aștepta cu teamă și speranță la fiecare poștă să-i vină vestea uciderii lui Constantin și începutul revoluției. În sfârșit, în noiembrie, ajunseră până la Rozanca știrile despre atacul înfăptuit asupra Palatului Belvedere, despre fuga lui Constantin Pavlovici și apoi despre proclamația Seimului, cum că dinastia Romanovilor nu mai are niciun drept la tronul Poloniei și că Klopitski este proclamat dictator și poporul polonez este din nou liber. Notă. Atacul înfăptuit asupra Palatului Belvedere, Răscoala de Eliberare Națională a Poloniei din 1830-1831, Răscoala din noiembrie, a început în Varșovia prin atacul dezlănțuit asupra Palatului Belvedere, reședința Marelui Duce Constantin Pavlovici. Închei nota editorului. Răscoala nu se întinsese încă până la Rozanca, dar toți locuitorii ei îi urmăreau mersul, o așteptau și se pregăteau în vederea asta. Bătrânul Iacevski era în corespondență cu un vechi cunoscut al său, unul dintre capii Răscoalei, și primea în casă niște misiți evrei misterioși în chestiuni care nu aveau nicio legătură cu gospodăria și se pregătea să adere la Răscoală când va veni vremea. Pani Iacevska se îngrijea mai mult ca întotdeauna de tabieturile bărbatului ei și ca întotdeauna îl enerva și mai tare din pricina asta. Vanda își trimisese diamantele la o prietenă din Varșovia, cu intenția să verse banii obținuți pe ele la Comitetul Revoluționar. Albina însă nu se interesa decât de ceea ce făcea Migurski. Aflase prin tatăl său că acesta intrase în detașamentul lui Dvernitski și căuta să afle tot ce se putea despre acest detașament. Migurski scrisese de două ori. Prima oară o anunța că a intrat în armată, iar a doua oară, către sfârșitul lui februarie, trimisese o scrisoare plină de admirație pentru victoria polonezilor la Stoțec, unde fuseseră capturate 6 tunuri rusești și mai mulți prizonieri. Albina era entuziasmată. Cerceta harta, își făcea socoteala unde și când trebuiau să fie învinși definitiv muscalii, pălea și tremura când tatăl ei desfăcea încet scrisorile aduse de poștă. Odată, maică-sa vitregă, intrând în camera ei, o găsi în fața oglinzii, în pantaloni și cu chipiu polonez în 4 colțuri. Albina se pregătea să fugă de acasă în haine bărbătești, să se alătureze trupelor poloneze. Mama vitregă îi spusese tatălui, taicăsu o chemă la el și, ascunzându-și înțelegerea și chiar admirația față de ea,
Îi făcu o aspră mustrare, cerându-i să-și scoată din cap asemenea gânduri absurde de participare la război. Femeia are o altă menire, ea trebuie să iubească și să mângâie pe cei care se jertfesc pentru patrie, îi spuse el. Acum el are nevoie de ea, ea este bucuria și mângâierea lui, dar va veni timpul când soțul ei va avea această nevoie de ea. Știa el ce să-i spună sonduplece. Îi dădu să înțeleagă că el este singur și nefericit și o sărută. Ea își lipi obrazul de fața lui, ascunzându-și lacrimile care îi umeziră totuși mâneca halatului și îi promise să nu întreprindă nimic fără consimțământul lui. 3. Numai cei care au trecut prin ce au trecut polonezii după ce a fost împărțită Polonia și o parte din ea a fost ocupată de nemți, pe care îi urau, iar cealaltă parte de Rusia țaristă, pe care o urau și mai mult, numai acei oameni pot să înțeleagă entuziasmul polonezilor în 1830 și în 1831, când, după încercările neizbutite din trecut, noua speranță de eliberare părea să se poată înfăptui. Dar speranța aceasta n-a ținut multă vreme. Forțele erau prea inegale și revoluția a fost din nou înnăbușită. Și din nou 10.000 de ruși, care se supuneau orbește, au fost aduși în Polonia și, când sub comanda lui Dibici, când a lui Pașchevici și a conducătorului suprem Nicolae I, fără să știe ei înșiși de ce o fac, au ghiftuit pământul cu sângele lor și cu sângele fraților lor polonezi, i-au strivit și i-au pus din nou sub jugul unor oameni slabi și meschini, care nu doreau nici libertatea, nici subjugarea polonezilor, ci numai un singur lucru: satisfacerea intereselor lor meschine și a vanității lor copilărești. Varșovia a fost ocupată, detașamentele de răsculați nimicite. Sute mii de oameni au fost împușcați, omorâți în bătaie, deportați. Printre cei deportați se afla și tânărul Migurski. I s-a confiscat moșia, iar el a fost încorporat ca soldat într-un batalion de linie din Uralsk. În iarna anului 1832, familia Iacevski a locuit la Vilno din pricina sănătății bătrânului, care din 1831 suferea de inimă. Acolo i-a găsit scrisoarea lui Migurski trimisă din fortăreață. El le scria că oricât de grele ar fi cele îndurate de el și cele pe care va trebui să le îndure, el este totuși fericit că a suferit pentru patrie și nu pierde nădejdea în cauza sfântă pentru care și-a dat o parte din viață și pentru care este gata să-și dea și ce i-a mai rămas și că dacă mâine s-ar ivi un nou prilej, ar face la fel. Citind scrisoarea cu glas tare, bătrânul, când ajunse la locul acesta, a început să plângă cu hohote și multă vreme nu putu să continue. În restul scrisorii pe care o citi Vanda cu glas tare, Migurski scria că, oricare ar fi fost planurile și visurile lui atunci când a fost la ei ultima oară, acum el nici nu poate și nici nu vrea să vorbească despre ele, vizita aceasta însă va rămâne întotdeauna pentru el cea mai luminoasă pagină a întregii lui vieți. Vanda și Albina înțeleseră fiecare în felul ei sensul acestor cuvinte, dar nu spuseră nimănui cum le-au înțeles. La sfârșitul scrisorii, Migurski trimitea salutări tuturor și, printre altele, cu același ton glumeț cu care vorbise cu Albina în timpul vizitei sale, i se adresa și acum în scrisoare, întrebându-o dacă tot mai aleargă așa de repede, luându-se la întrecere cu ogarii, și dacă tot îi mai imită atât de bine pe ceilalți. El ura bătrânului sănătate, mamei reușită în treburile gospodărești, Vandei un bărbat demn de ea, iar Albinei să se bucure și mai departe de aceeași fericire de a trăi. 4. Sănătatea bătrânului Iacevski mergea din ce în ce mai prost și în 1833 întreaga familie plecă în străinătate. Vanda a întâlnit la Baden un emigrant polonez bogat și se mărită cu el. Boala bătrânului se înrăutăți repede și la începutul anului 1833 muri în străinătate în brațele Albinei. Pe nevastă sa n-a lăsat-o să-l îngrijească și până în ultima clipă n-a putut să-i ierte greșeala pe care o făcuse el însurându-se cu ea. Pani Iacevska se întoarse împreună cu Albina în sat. Tot interesul vieții pentru Albina era Migurski. În ochii ei, el era cel mai mare erou și martir și ea se hotărâse să-și închine întreaga viață lui. Încă înainte de a pleca în străinătate, era în corespondență cu el, la început din partea tatălui ei, apoi în numele său. După moartea tatălui ei, întorcându-se în Rusia, ea continuă să-i scrie, iar când împlini 18 ani, o anunță pe maică-sa vitregă că este hotărâtă să plece la Uralsk, la Migurski, să se mărite cu el.
Maica s-a început să-l învinuiască pe Migurski că vrea în chip egoist să-și ușureze situația grea, atrăgând o fată bogată și silind-o să împartă cu el nenorocirea lui. Albina se înfurie și spuse maică-sii vitrege că numai ea poate să pună astfel de gânduri josnice pe seama unui om care a jertfit totul pentru patria sa, că Migurski dimpotrivă a refuzat ajutorul pe care i l-a propus ea și că hotărârea ei este definitivă de a pleca la el și de a se mărita cu dânsul dacă el va voi să-i acorde această fericire. Albina era majoră și avea bani, cei 300.000 de zloți pe care un unchi al ei îi lăsase la moartea lui celor două nepoate, așa că nimic nu mai putea opri. În noiembrie 1833, Albina își lua rămas bun de la cei ai casei, care se despărțiră de ea plângând, de parcă s-ar fi dus la moarte acolo, în ținutul îndepărtat și necunoscut al Moscovei barbare, se urcă împreună cu bătrâna și devotata ei dădacă Ludvica, pe care o lua cu ea, întrăsurica tatălui ei, anume reparată în vederea unor drumuri lungi, și porni la drum lung. 5. Migurski nu locuia în cazarmă, ci avea o locuință separată. Nicolae Pavlovici, țarul Nicolae I, cerea ca polonezii pedepsiți cu degradarea civică nu numai să ducă tot greul vieții aspre de soldat, dar să și îndure toate umilințele la care erau supuși pe atunci soldații simpli. Însă majoritatea celor oameni simpli care trebuiau să execute aceste dispoziții înțelegeau cât de grea era situația acestor polonezi degradați și cu toată primejdia ce-i amenința neîndeplinind voința lui, ei nu o îndeplineau când puteau. Comandantul batalionului, în care fusese încorporat Migurski, un om aproape analfabet, fost soldat, înțelegea situația acestui tânăr instruit, care fusese bogat și care acum pierduse totul, îl compătimea și îl respecta și îi făcea tot felul de înlesniri. Iar Migurski, neputând să nu aprecieze bunătatea locotenent colonelului cu favoriți cărunți pe fața-i buhăită de soldat, ca să-l răsplătească, se învoise să-i mediteze la matematică și la franceză băieții care se pregăteau să intre la liceul militar. Viața lui Migurski la Uralsk, care ținea de 6 luni, nu era numai monotonă, tristă și plicticoasă, dar era și grea. Cunoscuți, în afară de comandantul batalionului, de care căuta să se țină cât mai la distanță, n-avea decât un singur polonez deportat, un om antipatic, puțin instruit și descurcăreț, care se îndelenicea cu negoțul de pește. Dar cea mai mare greutate a vieții lui Migurski era că nu se putea obișnui cu sărăcia. După ce îi se confiscase moșia, nu mai avea niciun fel de mijloace și ca să-și țină zilele, își vindea bijuteriile ce îi mai rămăseseră. Singura și marea bucurie a vieții lui, după ce fusese deportat, era corespondența cu Albina, cărei imagine poetică și drăgălașă îi rămăsese în suflet încă din timpul vizitei la Rojanca și care acum, în surghiun, devenea din ce în ce mai minunată. Într-una din primele ei scrisori, ea îl întrebă întreagă ce însemnau cuvintele pe care le scrisese în vechea lui scrisoare, oricare ar fi fost planurile și visurile mele. El îi răspunse că acum poate să-i mărturisească că visul lui a fost să o numească pe ea soția sa. Ea îi scrise că îl iubește. El îi răspunse că mai bine nu i-ar fi scris lucrul acesta pentru că e îngrozitor de dureros să te gândești la ce ar fi putut să fie și acum este imposibil. Ea îi scrise că acest lucru nu numai că este posibil, dar că se va întâmpla neapărat. El îi răspunse că nu poate să-i accepte sacrificiul, că în situația în care se află, acest lucru e cu neputință. Curând după aceea primi un anunț că i-a sosit un plic cu 2000 de zloți. După ștampila de pe plic și după scris, văzu că banii erau de la Albina și își aminti că într-una din primele lui scrisori îi descrisese pe un ton glumeț mulțumirea pe care i-o aduce faptul că, dând lecții, câștigă destui bani pentru ceai, tutun și chiar pentru cărți. Punând banii în alt plic, îi trimise înapoi împreună cu o scrisoare în care o ruga să nu strice relațiile lor sfinte trimițându-i bani. Îi scrise că nu duce lipsă de nimic și că este pe deplin fericit știind că are un prieten cum este ea. Aici se opri corespondența lor. În noiembrie, Migurski se afla în casa locotenent colonelului și medita băieții, când se auziră clopoței unui poștalion și pe zăpada înghețată scârțiră tălpicile saniei care se opri în fața casei. Copiii alergară să vadă cine a venit. Migurski rămase în odaie, uitându-se spre ușă și așteptând întoarcerea copiilor, dar în ușă se ivi însăși nevasta locotenent colonelului. Domnule, au venit niște cucoane care întreabă de dumneavoastră, spuse ea. Trebuie să fie de prin părțile dumneavoastră, se pare că sunt poloneze.
Dacă Migurski ar fi fost întrebat, crede el cu putință venirea Albinei, ar fi spus că este cu neputință. În adâncul sufletului însă o aștepta. Tot sângele îi năvăli în creier și, aproape fără să răsufle, alergă în vestibul. Acolo, desfăcându-și broboada de pe cap, stătea o femeie grasă și ciupită de vărsat. O altă femeie tocmai trecea pragul locuinței locotenent colonelului. Auzind pași grăbiți în preajma ei, se întoarse. De sub glugă străluceau plin de fericire doi ochi albaștri, depărtați, cu genele încărcate de chiciură. El rămase înmărmurit, neștiind cum s-o întâmpine și cum s-o salute. Iozeo, strigă ea, numindu-l așa cum îi spunea tatăl ei și cum ea însăși îl numea în gând, își trecu brațele pe după gâtul lui, își lipi obrazul rece împurpurat de obrazul lui și izbucni în râs și în plâns. Aflând cine este Albina și de ce venise, buna soție a locotenent colonelului o primi să locuiască la ea până la nuntă. 6. Locotenent colonelul izbuti să obțină consimțământul șefilor săi ierarhici pentru căsătorie. Un preot catolic fu adus din Orenburg și îi cunună pe tineri. Soția comandantului de batalion le fu nașă, unul din elevii lui Migurski duse icoana, iar Brzozovski, un polonez deportat, fu cavalerul lor de onoare. Oricât ar părea de ciudat, Albina, care își iubea cu pasiune soțul, nu-l cunoștea deloc. De-abia acum începea să-l vadă așa cum este. Se înțelege de la sine că în omul acesta viu, în carne și oase, i-a găsit multe lucruri obișnuite, lipsite de poezie, care nu existau în chipul pe care îl purtase și îl împodobise în visurile ei. Dar, în schimb, tocmai pentru că era un om în carne și oase, descoperi în el multe lucruri simple și frumoase, care nu existau în imaginea abstractă pe care și-o făurise despre el. Auzise de la cunoștințe și prieteni despre vitejia lui în război, știa bărbăția de care dăduse dovadă când își pierduse averea și libertatea și și-l închipuise ca pe un erou care duce întotdeauna o viață înălțătoare, eroică. În realitate, însă, cu tăria lui neobișnuită și cu vitejia lui deosebită, el se dovedea a fi un om blând și cu minte, ca un mielușel, un om dintre cei mai simpli, cu glume blajine, cu același zâmbet de copil pe gura-i senzuală, cu mustăți și barbișon blond, care o atrăsese încă la Rojanca și cu luleaua nestinsă pe care ea o suporta atât de greu în timpul sarcinii. Migurski și el abia acum o cunoscu pe Albina și în Albina cunoscu pentru întâia oară femeia. În femeile pe care le știuse până la căsătorie nu putuse să afle adevărata femeie. Și ceea ce cunoscu în Albina ca femeie l-a mirat și poate mai curând ar fi putut să-l facă să-și piardă iluziile dacă n-ar fi avut față de ea Albina un sentiment de neasemuită duioșie și recunoștință. Față de Albina, ca femeie, avea o indulgență duioasă, întrucâtva ironică. Însă față de Albina, de Albina anume, avea nu numai o dragoste caldă, dar și admirație și conștiința datoriei neplătite pentru jertfa ei, care îi adusese o fericire nemeritată. Soții Migurski erau fericiți pentru că, concentrându-și unul asupra celuilalt întreaga putere a dragostei lor, încercau în mijlocul unor oameni străini sentimentul pe care l-au doi oameni care s-au rătăcit noaptea, au înghețat și acum se încălzesc unul pe altul. La fericirea vieții lor mai contribuia și faptul că lua parte la ea și dădea ca Ludvica, devotată până la abnegație față de paniusia ei. Era o femeie bună și cicăritoare, cu haz și îndrăgostită de toți bărbații. Notă. Paniusa, diminutiv de la pani. Închei nota traducătorului. Și copiii le-au adus fericire. Peste un an li se născu un băiețel, iar un an și jumătate mai târziu o fetiță. Băiatul era leit maică-sa, aceiași ochi, aceeași vioiciune și grație. Iar fetița era un animal cul, sănătos și frumos. Soții Migurski erau însă nefericiți pentru că erau departe de patria lor și mai ales pentru că suportau cu greu situația umilitoare în care se aflau și cu care nu erau obișnuiți. Deosebit de mult suferea din pricina acestei stări de umilire Albina. El, Iojeo al ei, eroul, omul ideal, trebuia să ia poziția de drept în fața fiecărui ofițer, să facă mânuiri de armă, să intre în gardă și să se supună fără să crâcnească. În afară de aceasta, veștile care soseau din Polonia erau din cele mai triste. Aproape toate rudele lor apropiate și toți prietenii fuseseră ori deportați, ori pierzând totul fugiseră peste graniță.
cât despre soții Migurski nu se prevedea nicio schimbare a situației lor. Toate încercările de a interveni ca Migurski să fie iertat sau cel puțin să îi se îmbunătățească situația, să fie făcut ofițer, nu-și atinseseră scopul. Nicolae Pavlovici trecea în revistă trupa, organiza parăzi, instrucții, frecventa baluri mascate, cocheta cu măștile, colinda în goana cailor, ca să se afle întreabă, întreaga Rusie, de la Ciuguiev la Novorossiisk, Petersburg și Moscova, sperind oameni, omorând cai, și când vreun îndrăzneț se încumeta să-l roage să mai îndulcească puțin soarta decembriștilor sau a polonezilor exilați, care sfereau din pricina aceleiași dragoste de patrie pe care el însuși o proslăvea, el, umflându-și pieptul, își oprea unde nimerea privirea ochilor săi ca plumbul și spunea: „Lasă-i să slujească. E prea devreme.” De parcă ar fi știut când n-o să mai fie devreme și când o să vină momentul potrivit. Și toți cei din preajma lui, generalii, șambelanii și soțiile lor, care mâncau o pâine pe lângă el, se arătau impresionați de neobișnuita pătrundere și înțelepciune a acestui mare om. Cu toate acestea, în viața soților Migurski era mai multă fericire decât amărăciune. Așa au trăit ei 5 ani, când deodată s-a abătut asupra lor o nenorocire neașteptată și cumplită. Mai întâi s-a îmbolnăvit fetița. Peste 2 zile s-a îmbolnăvit și băiatul. Și după 3 zile de febră, neavând ajutor medical, nu s-a putut găsi niciun doctor, băiatul a murit. 2 zile după moartea lui, a murit și fetița. Albina nu s-a înnecat în Ural, numai pentru că nu putea să se gândească, fără să o apuce groaza, la starea soțului ei când ar fi aflat că s-a sinucis. De trăit însă îi era greu să trăiască. Femeie energică și mereu activă înainte, lăsase acum toate ocupațiile în seama Ludvicăi și ședea ceasuri întregi fără să facă nimic, uitându-se tăcută la lucrurile care îi cădeau sub ochi, apoi deodată sărea în picioare și fugea în cămăruța ei și acolo, fără să răspundă la mângâierile bărbatului ei și ale Ludvicăi, plângea încetişor, clătinând din cap și rugându-i să plece și să o lase singură. Vara se ducea la mormintele copiilor și ședea acolo sfâșiindu-și inima cu amintirile și gândindu-se la ceea ce a fost și ceea ce ar fi putut să fie. O chinuia mai ales gândul că copiii ar fi putut să rămână în viață dacă ar fi trăit la oraș, unde li s-ar fi putut da un ajutor medical. De ce? De ce, se gândea ea? Și Iogeo și eu nu ceream nimic de la nimeni, nu vroiam decât să trăiască el așa cum s-a născut și cum au trăit bunicii și străbunicii lui, iar eu numai să trăiesc cu el, să-l iubesc, să-mi cresc copilașii și să-i educ. Și deodată vine suferința și deportarea, iar mie mi se ia ceea ce mi-a fost mai scump decât lumina ochilor. De ce? De ce, punea ea mereu această întrebare și oamenilor și lui Dumnezeu, deși știi ea că nu era cu putință să primească un răspuns. Iar fără acest răspuns, nu mai era viață. Și viața ei s-a oprit în loc. Viața săracă de surghiun, pe care înainte știuse să o înfrumusețeze prin grația și priceperea ei feminină, ajunsese acum de neîndurat, nu numai pentru ea, dar și pentru Migurski, care suferea pentru ea și nu știa cum să o ajute. 7. În această perioadă, cea mai grea pentru soții Migurski, sosi la Uralsk polonezul Rosolovski, care fusese amestecat într-un mare plan de răscoală și evadare, pus la cale pe atunci în Siberia de preotul catolic deportat, Sirocinski. Rosolovski, care ca și Migurski, ca și mii și mii de oameni pedepsiți cu deportarea în Siberia, pentru că voiseră să fie ceea ce erau din naștere, adică polonezi, fusese învinuit de participare la pregătirea acelui plan, bătut cu nuiele și trimis ca soldat în același batalion unde se afla și Migurski. Rosolovski, fost profesor de matematică, era un om slab, deșirat, adus de spate cu obrajii subți și fruntea brăzdat. Chiar în prima seară a sosirii sale, Rosolovski, bând ceai cu soții Migurski, început să povestească în chip firesc, cu glasul lui gros, liniștit, domol, despre planul pentru care suferise atât de mult. Sirocinski organizase în întreaga Siberie o asociație secretă, al cărei scop era să încerce cu ajutorul polonezilor încorporați în regimentele căzăcești și de linie, să ridice soldații și ognașii, să răzvrătească deportații, să pună mâna pe artileria din Omsk și să-i elibereze pe toți. Dar era oare cu putință așa ceva? Întrebă Migurski. Foarte cu putință, totul era gata, spuse Rosolovski, încruntându-se posomorât
și povesti rar liniștit întreg planul de eliberare și toate măsurile luate pentru asigurarea succesului acțiunii, iar în caz de insucces, pentru salvarea conspiratorilor. Succesul era asigurat dacă nu i-ar fi trădat doi ticăloși. După spusele lui Rosolovski, reieșea că Sirocinski era un om genial și cu o imensă putere sufletească. Murise ca erou și martir. Și Rosolovski, cu glasul lui liniștit, gros și egal, începu să povestească amănuntele execuției la care, din ordinul șefilor, fusese silit să asiste împreună cu toți cei implicați în această acțiune. Două batalioane de soldați stăteau așezați pe două rânduri, alcătuind un fel de uliță lungă, fiecare soldat având în mână o nuia, subțire și elastică, a cărei grosime fusese fixată prin înalt decret, astfel încât numai trei nuiele de acest fel să poată intra pe țeava puștii. Primul fu adus doctorul Zakalski. Doi soldați îl duceau, iar cei cu nuielele îl loveau pe spatele dezgolit în clipa când ajungea în dreptul lor. Am văzut cum îl loveau numai când se apropie de locul unde stăteam. La început auzeam numai bătaia tobelor, apoi când am început să aud șuieratul nuielelor și pocnetul loviturilor pe trup, am știut că se apropie. Și vedeam cum îl trăgeau soldații de arma de care se ținea și cum mergea tresărind și întorcând capul, când într-o parte, când în cealaltă. Pe când îl duceau prin fața noastră, am auzit pe doctorul rus spunând soldaților: "Nu-l loviți așa de tare, aveți milă de el." Dar ei îl loveau mereu. Iar când l-au dus a doua oară prin fața mea, nu mai mergea singur, ci era târât. Era înfiorător să-i privești spinarea. Am închis ochii. El a căzut și a fost luat de acolo. Apoi a fost adus un al doilea, apoi un al treilea, apoi un al patrulea. Toți cădeau, toți erau luați de acolo, unii morți, alții încă în viață, și noi eram siliți să stăm și să privim mereu. Acest lucru a ținut 6 ore, din zor și până la ora 2 după amiază. Ultimul a fost adus Sirocinski. Nu-l văzusem de mult și nici nu l-aș fi recunoscut, atât de mult îmbătrânise. Fața lui rasă, brăzdată de cute, era galben-verzuie. Trupul despuiat era slab, galben, și ieșeau coastele deasupra pântecului subt. Mergea la fel ca și ceilalți, tresărind la fiecare lovitură, săltându-și capul, însă nu gemea și spunea cu glas tare rugăciunea: "Miserere mei, Deus, secundam magnam, misericordiam tuam. Miluiește-mă, Doamne, după marea ta milă." Am auzit cu urechile mele spuse Rosolovski, repede, cu glas răgușit și închizindu-și gura, început să fornăie pe nas. Ludvica, care ședea lângă fereastră, plângea în hohote cu fața în basma. "Și ce ți-a venit să descrii toate astea? Sunt niște fiare, asta sunt fiare!" strigă Migurski și, zvârlindu-și luleaua, sări de pe scaun și cu pași repede se duse în dormitorul întunecat. Albina ședea ca încremenită, cu ochii ațintiți într-un colț întunecos. 8. A doua zi, venind acasă de la instrucție, Migurski fu mirat de înfățișarea soției sale, care îl întâmpină ca mai înainte, cu fața radioasă, pășind ușor, și îl duse în dormitor. "Ei, Iozeo, ascultă, ascult ce este. Toată noaptea m-am gândit la cele povestite de Rosolovski. Și m-am hotărât. Nu pot să trăiesc așa, nu pot să trăiesc aici, nu pot. Mai bine mor decât să rămân aici." "Dar ce-i de făcut? Să fugim." "Să fugim? Cum?" "M-am gândit la toate. Ascultă." Și îi spuse planul la care se gândise toată noaptea aceea. Planul era următorul. El, Migurski, să plece de acasă seara și să lase pe malul Uralului mantaua lui, iar pe manta o scrisoare în care să scrie că și-a viața. Au să creadă toți că s-a înnecat. Au să-i caute trupul, au să trimită rapoarte. Iar el se va ascunde. Îl va ascunde ea așa fel că nu o să-l găsească nimeni. Va putea trăi așa chiar și o lună. Iar când totul se va liniști, ei vor fugi. În prima clipă, acest plan îi păru lui Migurski irealizabil. Dar spre sfârșitul zilei, după ce ea căutase să-l convingă cu atâta pasiune și siguranță, el se arătă dispus să accepte planul. Pe lângă aceasta, ceea ce-l făcea să-l accepte era și faptul că pedeapsa pentru evadare nereușită, aceea despre care povestise Rosolovski, ar fi primit-o numai el, Migurski, în caz de nereușită, iar reușita planului ar fi eliberat-o pe ea, căci el vedea cât de greu îi venea ei să trăiască acolo după moartea copiilor. Rosolovski și Ludvica fură puși la curent cu planul și, după îndelungate consfătuiri, schimbări și corectări, planul de evadare fu alcătuit.
La început hotărâseră ca Migurski, după ce se va recunoaște că s-a înnecat, să fugă singur pe jos, Albina urmând să plece cu trăsura și să-l aștepte într-un anumit loc. Acesta a fost planul inițial. Apoi însă, după ce Rosolovski le povesti toate încercările nereușite de evadare din ultimii 5 ani în Siberia, în tot acest timp fugise și scăpase numai un singur om, Albina propuse un alt plan, și anume ca Iojeo, ascuns în trăsură, să meargă cu ea și cu Ludvica până la Saratov. La Saratov, îmbrăcat în alte haine, se pornească de-a lungul malului Volgăi în jos și, într-un loc stabilit dinainte, să aștepte să se urce în barca pe care o va închiria ea la Saratov și în care va călători împreună cu Ludvica și Albina, pe Volga în jos, până la Astrahan și apoi pe Marea Caspică, în Persia. Planul acesta a fost aprobat de toți și de către Rosolovski, organizatorul principal al evadării, însă greutatea era să poți înșgheba un loc în trăsură care să nu atragă atenția autorităților și în care totuși să poată încăpea un om. Într-o zi, Albina, întorcându-se de la mormântul copiilor, îi spuse lui Rosolovski cât de dureros era pentru ea să lase pe meleaguri străine osemintele copiilor, iar el, după ce se gândi puțin, îi spuse: "Cere voie autorităților să iei cu dumneata sicriele cu osemintele copiilor. Ți se va da voie." "Nu, nu vreau așa ceva," spuse Albina. "Iartă-mă, dar de asta atârnă totul. Noi nu vom lua sicriele, ci vom face pentru ele o ladă mare, iar în ladă îl vom băga pe Iojeo." În prima clipă, Albina respinse această propunere, atât de neplăcută era să lege o înșelătorie în amintirea copiilor, dar când Migurski vesel aprobă acest proiect, consimți și ea. Așa că planul definitiv era următorul: Migurski să facă tot ce trebuie ca să convingă autoritățile că s-a înnecat. Când moartea lui va fi confirmată, Albina să facă o cerere să îi se aprobe, în urma morții soțului, să se întoarcă în patrie și să ia cu dânsa osemintele copiilor. Când îi se va da și această aprobare, se vor preface că dezgroapă sicriele, dar în realitate vor lăsa sicriele în morminte și în locul lor, în lada pregătită pentru ele, va intra Migurski. Lada va fi pusă în trăsură și vor merge în felul acesta până la Saratov. De la Saratov vor pleca cu barca. Odată în barcă, Iojeo va ieși din ladă și vor călători astfel plutind până la Marea Caspică, iar de acolo vor pleca în Persia sau în Turcia, unde îi aștepta libertatea. 9. În primul rând, soții Migurski cumpărară o trăsură sub pretextul că trimit pe Ludvica în patrie. Apoi începură să meșterească la trăsură o ladă în care să poată sta un om fără să se înnăbușe, închircit desigur, și din care să poată ieși și în care să poată intra repede și pe neobservate. Între ei, Albina, Rosolovski și Migurski s-au gândit cum să facă lada și au confecționat-o. Ajutorul lui Rosolovski a fost deosebit de prețios, fiindcă acesta era un bun tâmplar. Lada era făcută astfel încât, odată fixată în spatele trăsurii, se lipea strâns de aceasta și peretele ei, care dădea spre trăsură, se deschidea în așa fel încât omul dinăuntru putea să stea culcat cu o parte a corpului în ladă și cu cealaltă pe fundul trăsurii. În afară de aceasta, lada avea găuri pentru aer, iar deasupra și în părți urma să fie acoperită cu rogojin și legată cu frânghii. Se putea intra în ea și ieși numai prin trăsură, în care se făcuse un scaun special. Când trăsura și lada fură gata, Albina, înainte încă de dispariția soțului său, ca să pregătească din timp autoritățile, se duse la colonel și îi spuse că bărbatul ei a căzut la melancolie, a încercat să se sinucidă, că se teme pentru el și roagă să îi se dea un scurt concediu. Talentul ei pentru arta dramatică îi prinse bine. Spaima și neliniștea pe care o manifesta pentru soțul ei erau atât de naturale, încât colonelul fu înduioșat și promise să facă tot ce va putea. După aceea, Migurski scrise scrisoarea care trebuia să fie găsită în manșeta uneia din mânecile mantalei lui pe malul Uralului și, în ziua convenită, seara, se duse la Ural, așteptă să se întunece, își lăsă hainele pe mal, mantaua cu scrisoarea și se întoarse pe ascuns acasă. În podul casei, care se încuia cu lacăt, fusese pregătit un loc pentru el. Noaptea, Albina o trimise pe Ludvica la colonel să-i anunțe că trecuseră 20 de ore de când soțul ei plecase de acasă și nu se mai întorsese. Dimineața i se aduse scrisoarea bărbatului ei și ea, cu o expresie de mare disperare, cu fața scăldată în lacrimi, o dusese colonelului. Peste o săptămână, Albina făcea cerere să plece în patrie. Durerea manifestată de Migurska impresiona pe toți cei care o vedeau. Tuturor le era milă de această mamă și soție nenorocită.
Când i se dădu voie să plece, i-a făcut o altă cerere, în care ruga să-i se permită să dezgroape trupurile copiilor și să le ia cu dânsa. Autoritățile se mirară de acest sentimentalism, dar îi dădură aprobare și pentru aceasta. A doua zi, după ce primi și această aprobare, Rosolovski, Albina și Ludvica plecară seara la cimitir cu o căruță năimită, în care trebuiau să fie puse sicriele copiilor. Albina îngenunchie la mormântul copiilor, se rugă, apoi se sculă repede și, încruntându-se, spuse lui Rosolovski: "Faceți ce trebuie, eu nu pot," și se îndepărtă. Rosolovski și Ludvica ridicară lespedea de pe mormânt, săpară cu lopata straturile de sus, așa încât mormântul să pară dezgropat. Când totul fu gata, o strigară pe Albina și se întoarseră acasă cu lada plină cu pământ. Sosi ziua hotărâtă pentru plecare. Rosolovski se bucura că acțiunea dusă aproape la sfârșit era încurunată de succes. Ludvica făcea prăjituri și plăcinte de luat la drum, repetând mereu vorba obișnuită: "Iac, mame, coham, jur pe ce am mai scump," și spunea că îi se rupe inima de bucurie și de spaimă. Migurski se bucura că avea să scape de pod, în care stătuse mai mult de o lună, dar și mai mult se bucura de însuflețirea și bucuria de a trăi pe care o arăta Albina. Parcă uitase toată durerea ei și toate primejdiile care îi așteptau și ca pe vremea când era fată venea la el în pod strălucind de o bucurie plină de entuziasm. La ora 3 dimineața a venit cazacul care trebuia să-i însoțească, iar cazacul surugiu aduse cei 3 cai. Albina și Ludvica se așezară cu cățelușa în trăsură pe pernele acoperite cu un covor. Cazacul și surugiul se urcară pe capră. Migurski, îmbrăcat în haine țărănești, stătea culcat în fundul trăsurii. Ieșiră din oraș și caii buni duseră trăsura în goană pe drumul neted, bătătorit ca de piatră prin stepa nearată, acoperită toată de năgara argintie rămasă de anul trecut. 10. Inima Albinei fremăta în piept de speranță și de bucurie. Dorind să-și împărtășească sentimentele, ea uneori zâmbea încetişor, arătând Ludvica-i cu capul când spatele lat al cazacului ce ședea pe capră, când fundul trăsurii. Ludvica, neclintită, privea cu un aer important în față și abia-abia își încrețea buzele. Ziua era senină. În jur se întindea stepa pustie, nesfârșită, strălucind de năgara argintie în razele pieziși ale soarelui de dimineață. De o parte și de cealaltă a drumului drept, pe care răsuna puternic ca pe asfalt tropotul iute al cailor bașchiri nepotcoviți, nu se vedeau decât movilițele țiștarilor. Câte un popândău stătea poponeț de pază și, neștiind primejdia, chițcăia ascuțit și se ascundea în vizuină. Călătorii întâlneau rar. Câte un convoi de cazaci care transportau grâu sau niște bașchiri călări, cu care cazacul de pe capră schimba voios câteva cuvinte tătărăști. La toate hanurile se găseau cai hrăniți, odihniți, iar cele 50 de copeici pe care le dădea Albina pentru vodcă făceau ca surugii să gonească caii în galop tot drumul. Chiar la primul han, în timp ce vechiul surugiu se dusese cu caii și cel nou încă nu venise cu alții, iar cazacul care îi însoțea intrase în curte, Albina se aplecă și întrebă pe bărbatul ei cum se simte și dacă are nevoie de ceva. "Minunat, comod, nu-mi trebuie nimic. Pot sta ușor, așa și 2 zile." Seara ajunseră într-un sat mare numit Dergaci. Ca să poată soțul ei să-și dezmorțească puțin trupul și să se mai răcorească, Albina nu se opri la stația de poștă, ci la un han. Și chiar în clipa opririi dădu bani cazacului și îl trimise să-i cumpere ouă și lapte. Trăsura fu trasă sub un șopron. În curte era întuneric și punând-o pe Ludvica să-l pândească pe cazac, Albina își lăsă bărbatul să iasă din ladă, îl hrăni și, până să apuce cazacul să se întoarcă, el intrase din nou în ascunzișul său. Apoi trimiseră după cai și porniră mai departe. Albina avea moralul tot mai ridicat și nu-și putea stăpâni entuziasmul și veselia. N-avea cu cine să vorbească decât cu Ludvica, cu cazacul și cu Trezorca și se distra cu ei. Ludvica, care cu toată urâțenia ei, ori de câte ori avea de-a face cu un bărbat, îl suspecta de îndată că vrea să-i facă curte, avea acum aceeași bănuială față de cazacul din Ural, zdravăn și blajin, cu ochi albaștri, neobișnuit de limpezi și buni, care îi însoțea și care plăcuse în chip deosebit celor două femei, prin simplitatea și blândețea lui plină de bunăvoință. În afară de Trezorca, pe care l-a amenințat tot timpul și nu-l lăsa să adulmece sub scaun, Albina se amuza acum pe socoteala Ludvicăi și a cochetăriilor ei comice față de cazacul care zâmbea blajin la tot ceea ce se spunea și căruia nici nu-i trecea prin minte ce gând îi se punea în seamă. Albina, stârnită de primejdie, de faptul că planul lor se înfăptuia cu succes, de vremea minunată și de aerul stepei, era cuprinsă de un sentiment de entuziasm și veselie pe care nu-l mai încercase din copilărie.
Migurski auzea vorba ei veselă și cu toată suferința fizică pe care o îndura din pricina poziției în care se afla, era îngrozitor de cald și îl chinuia setea și pe care o ascundea, uita de sine și se bucura de bucuria ei. A doua zi, pe înserate, începură să zărească ceva în zarea încesoșată. Era Saratovul, Volga. Cazacul cu ochii lui de om de stepă vedea și Volga și catargele și le arăta Ludvicăi. Ludvica spunea că le vede și ea, Albina însă nu putea să deslușească nimic. Se mulțumea să spună cu glas tare, anume ca să o audă soțul ei. Saratov, Volga, și prefăcându-se că vorbește cu Trezor, îi povestea bărbatului ei tot ce vedea. 11. Albina nu intră în Saratov, ci se opri pe malul stâng al Volgăi, în suburbia Pokrovskaya, așezată chiar în fața orașului. Acolo nădăjduia în cursul nopții să apuce să se înțeleagă cu bărbatul său și chiar să-l scoată din ladă. Cazacul însă nu se îndepărtă de trăsură toată noaptea aceea scurtă de primăvară, ci șezul lângă trăsură într-o căruță goală ce se afla sub șopron. Ludvica, așa cum îi dăduse dispoziția Albina, ședea în trăsură și, fiind adânc încredințată că din pricina ei cazacul nu se depărtează de trăsură, clipea din ochi, râdea și mereu își acoperea fața ei ciupită de vărsat cu bazmaua. Albina însă nu mai vedea nimic vesel în aceasta și se îngrijora din ce în ce mai mult, neînțelegând de ce cazacul nu se îndepărtează de lângă trăsură. De câteva ori în noaptea aceea scurtă de mai, Albina a ieșit din odaia hanului pe ușa din spatele casei, trecând prin cerdacul urât mirositor. Cazacul tot nu dormea și ședea cu picioarele în jos, în căruța de lângă trăsură. De-abia în zori, când cocoșii de prin curți începură să se strige unii pe ceilalți, Albina, coborând din cerdac, găsi timp să vorbească cu soțul ei. Cazacul sfărăia tolănit în căruță. Ea se apropie încetişor de trăsură și împinse lada. Iojeo, dar nu-i răspunse nimeni. Iojeo, Iojeo, spuse ea speriată, vorbind mai tare. Ce-i, draga mea, ce-i, răspunse Migurski cu glas somnoros din ladă. De ce nu mi-ai răspuns? Dormeam, spuse el și după sunetul glasului ea simți că zâmbește. Ce să fac, să ies? Întrebă el. Nu se poate, cazacul e aici. Și spunând aceasta, îl privi pe cazacul care dormea în căruță. Și lucru uimitor, cazacul sfărăia, dar ochii lui blânzi, albaștri, erau deschiși. O privea și numai când îi întâlni privirea, își închise iar ochii. Mi s-o fi părut sau într-adevăr nu dormea? Se întreba Albina. De bună seamă, mi s-a părut, se gândi ea și spuse soțului ei. Mai rabdă, nițel, vrei să mănânci? Nu, aș vrea să fumez. Albina se uită din nou la cazac. El dormea. Da, de bună seamă, mi s-a părut, se gândi ea. Mă duc acum la guvernator. Ei, într-un ceas bun. Și Albina, scoțând o roche din valiză, se duse în odaie să se îmbrace. Își puse cea mai bună roche de văduvă, trecu Volga, pe chei luă o birjă și se duse la guvernator. Guvernatorul o primi. Văduva poloneză, drăguță, care zâmbea cu atâta drăgălășenie și vorbea perfect franțuzește, îi plăcu mult bătrânului guvernator, care se străduia să pară tânăr. El aprobă tot ce-i ceru și o rugă să mai vină și a doua zi să primească de la el ordinul către șeful poliției din Țarițân. Bucuroasă că intervenția ei a fost încununată de succes și că este atrăgătoare, lucru de care își dăduse seama din comportarea guvernatorului, Albina, fericită și plină de speranță, se întorcea în birjă, urcând strada nepavată spre debarcader. Soarele se ridicase mai sus de pădure și își juca razele piezișe pe apa încrețită a fluviului cu apele mari. În dreapta și în stânga se vedeau de-a lungul dealului asemenea unor nori albi, meri înfloriți și înmiresmați. O pădure de catarge se vedea lângă țărm și pânzele albe străluceau pe apa umflată a fluviului, care, încrețită de o adiere de vânt, juca în bătaia soarelui. La debarcader, intrând în vorbă cu birjarul, Albina îl întrebă dacă poate să găsească o barcă să o ducă până la Astrahan și 10 de barcacii, grăgioși și veseli, îi oferiră serviciile și bărcile lor. Ea se înțelese cu unul dintre barcagii care îi plăcu mai mult decât ceilalți și se duse să-i vadă barca ce stătea înghesuită între celelalte bărci de la debarcader. Barca avea un catarg nu prea înalt, la care se putea pune o pânză la nevoie, așa încât să poată înainta cu ajutorul vântului. Pentru vreme fără vânt, barca avea vâsle și 2 oameni zdraveni și veseli, edecari și vâslași totodată, care acum ședeau la soare în barcă. Barcagiul, vesel și binevoitor, o sfătui să nu-și lase trăsura, ci scoțându-și roțile, să o așeze în barcă. O să încapă taman bine și dumneavoastră o să stați mai în voie. Dacă dă Dumnezeu vreme bună, în 5 zile ajungem la Astrahan. Albina se înțelese la preț cu barcagiul și spuse să vină în suburbia Pokrovskaya, la hanul lui Login, să vadă trăsura și să ia arvuna. Toate
îi merseseră mai bine decât se așteptase. Într-o stare de spirit, de fericire, de plină și de bucurie, Albina trecu Volga, plăti birjarul și se îndreptă spre Han. 12. Cazacul Danilo Lifanov era din Strelețchi Umet, cătun în stepă, așezat pe Opșii Sârt, avea 34 de ani și era în ultima lună a serviciului său militar. Acasă l-aștepta un bunic în vârstă de 90 de ani, care îl ținea minte încă pe Pugaciov, doi frați, o cumnată, nevasta fratelui mai mare, care fusese trimis la Ocna în Siberia, pentru că era de credință veche, nevastă sa, două fete și doi băieți. Taică său fusese omorât în războiul cu franțuzii, așa că el era cel mai mare în casă. Aveau în bătătură 16 cai, bivol și avea semănat cu grâu două deseatene din pământul lui liber. El, Danilo, slujise la Orenburg, la Kazan, și acum se încheia sorocul. Se ținea cu strășnicie de credința veche, nu fuma, nu bea, nu mânca dintr-o strachină cu mirenii și tot astfel își îndeplinea cu strășnicie jurământul militar. În toate acțiunile sale era încet, hotărât, dar sigur, și orice misiune i-o încredințau comandanții, o îndeplinea cu cea mai mare grijă și nu uita nicio clipă de ea până nu o executa, așa cum înțelegea el. Acum i se poruncise să însoțească până la Saratov două poloneze cu niște sicrie, așa încât să nu le facă nimeni vreun rău pe drum, să călătorească în liniște, să nu facă niciun fel de șotii, iar la Saratov să le predea în bună stare autorităților ceea ce și făcuse, însoțindu-le până la Saratov cu cățelușul și cu sicriele lor. Muierile erau liniștite, blânde și, deși erau poloneze, nu făceau nimic rău. Numai că, în suburbia Pokrovskaya, seara, în timp ce trecea prin dreptul trăsurii, a văzut cățelușul sărind în trăsură și începând să se gudure și să dea din coadă, iar de sub scaunul trăsurii i s-a părut că aude un glas. Una din poloneze, cea bătrână, văzând cățelușul în trăsură, s-a speriat, l-a tras de acolo și l-a dus cu ea. Aici e ceva necurat la mijloc, se gândi cazacul și s-a pus la pândă. Când poloneza cea tânără a ieșit noaptea și s-a apropiat de trăsură, el s-a prefăcut că doarme și a auzit de slujit un glas bărbătesc ce venea din ladă. Dis de dimineață s-a dus la poliție și a anunțat că polonezele care fuseseră încredințate nu călătoreau cinstit și că în locul unor morți duceau în ladă un om viu. Iar când Albina, în aceeași stare de veselie și entuziasm, încredințată că acum totul s-a sfârșit cu bine și peste câteva zile vor fi liberi, se apropie de Han, văzu cu mirare, stând în dreptul porții, o trăsură elegantă cu doi cai și un al treilea lăturaș și cu doi cazaci. Lumea se îmbulzea în poartă să privească în curte. Era atât de plină de speranțe și de energie, încât nici nu-i trecu prin minte că această trăsură și lumea care se îmbulzea aveau vreo legătură cu ea. Intră în curte și în aceeași clipă, aruncându-și privirile spre șopronul unde stătea trăsura ei, văzu că lumea se îngrămădea tocmai în jurul trăsurii și auzi lătratul disperat al lui Trezorca. Se întâmplase lucrul cel mai îngrozitor care putea să se întâmple. Lângă trăsură, strălucind în tunica ei curată, cu nasturii, epoleții și cizmele de lac sclipind în soare, stătea un om impunător cu favoriți negri și spunea ceva cu glas tare, răgușit și poruncitor. În fața lui, între doi soldați, în haine țărănești, cu fire de paie în părul încălcit, stătea Iojeo al ei și, neînțelegând parcă cele ce se petreceau în jurul lui, ridica și cobora umerii săi puternici. Trezorca, neștiind că el era pricina întregii nenorociri, cu părul zbârlit, lătra fără rost și înfuriat la șeful poliției. Văzând-o pe Albina, Migurski tresări, dădu să se apropie de ea, dar soldații îl opriră. "Nu-i nimic, Albina, nu-i nimic," spuse Migurski, zâmbindu-i cu zâmbetul său blând. "Dar uite-o și pe Cuconița în persoană," făcu șeful poliției. "Poftiți aici! Astea sunt sicriele copilașilor, a?" spuse el, făcând cu ochiul spre Migurski. Albina nu răspunse, ci, apucându-se cu mâinile de piept și cu gura căscată, își privea cu groază bărbatul. Așa cum se întâmplă în clipele dinaintea morții și, în general, în clipele hotărătoare ale vieții, prin sufletul și mintea ei trecură într-o clipă o sumedenie de sentimente și de gânduri și, totodată, nu-și dădea încă seama și nu credea în nenorocirea care îi se întâmplase. Primul sentiment la vederea soțului ei, eroul, stând umilit în fața acestor oameni grosolani, sălbatici, care îl țineau acum în puterea lor, fu sentimentul mândriei jignite, care îi era cunoscut de multă vreme. Cum îndrăznesc ei să-l țină pe el, cel mai bun dintre toți oamenii, în puterea lor? Un alt simțământ care o săgetă în același timp fu acela că nenorocirea se săvârșise. Iar conștiința acestei nenorociri trezi în ea amintirea marii nenorociri a vieții ei, moartea copiilor. Și îndată se născu în mintea ei întrebarea, de ce? De ce i-au fost luați copiii? Iar întrebarea, de ce i-au fost luați copiii, trezi o altă întrebare. De ce se pierde acum, se chinuiește bărbatul iubit, cel mai bun dintre oameni? Și pe loc își aminti de pedeapsa rușinoasă care îl așteaptă și de care numai ea
ea singură era vinovată. Cine este bărbatul dumitale? Întrebă șeful poliției. De ce? De ce? Strigă ea și, izbucnind într-un râs isteric, căzu pe lada ce fusese luată din trăsură și pusă jos. Ludvica, tremurând toată din pricina hohotelor de plâns, cu fața plină de lacrimi, se apropie de ea. Pani, scumpă Pani, jur pe Dumnezeu, n-o să fie nimic, nimic, repeta ea, plimbându-și fără noimă mâinile pe Albina. Lui Migurski îi se puse răcătușele și fu dus din curte. Văzând aceasta, Albina alergă după el. Iartă-mă, iartă-mă, spuse ea, eu sunt de vină, numai eu sunt de vină. S-or descurca ei acolo, cine-i de vină. Te-or găsi și pe dumneata, spuse șeful poliției și o îndepărtă cu mâna. Migurski fu dus la podul umblător și Albina, neștiind nici ea de ce o face, mergea în urma lui, fără să asculte cuvintele de mângâiere ale Ludvicăi. În tot acest timp, cazacul Danilo Lifanov stătuse lângă roțile trăsurii, uitându-se încruntat când la șeful poliției, când la Albina, când la propriile lui picioare. După ce fusese luat, Migurski, trezor care a rămas singur, începu să se gudure pe lângă cazac, dând din codiță. Se obișnuise cu el în timpul drumului. Deodată, cazacul se îndepărtă de trăsură, își smulse căciula din cap, o zvârli din toate puterile de pământ, îl îmbrânci cu piciorul pe trezor ca și o porni spre cârciumă. Acolo ceru vodcă, băut toată ziua și toată noaptea, își băut tot ce avea la el și pe el și numai a doua noapte, trezindu-se din beție într-un șanț, încetă de a se mai gândi la întrebarea care îl chinuise. Făcuse el oare bine că adusese la cunoștința comandanților săi că bărbatul polonezei era în ladă? Migurski fu judecat și condamnat pentru evadare la 1000 de lovituri de nuiele. Neamurile lui și Vanda, care aveau relații la Petersburg, izbutiră să obțină o îndulcire a pedepsei și el fu trimis pe viață în Siberia. Albina îl urma. Iar Nicolae Pavlovici se bucura că înnăbușise hidra revoluției nu numai în Polonia, ci și în toată Europa și se mândrea cu faptul că nu încălcase preceptele autocrației. Iar curtenii, cu pieptul acoperit de stele și întunici cu fireturi aurite, atât îl lăudau pentru acest lucru, încât el credea sincer că este un mare om și că viața lui este o mare binefacere pentru omenire și mai ales pentru ruși, spre pervertirea și prostirea cărora erau îndreptate inconștient toate puterile lui.